De luna viitoare, mii de copaci tineri vor umple sensuri giratorii, bulevarde, parcuri sau grădini urbane. În tot orașul vor fi plantați stejari, frasi, întei, arțari și carpeni. Este anunțul făcut de Ruben Lațcăuche, primarul Timișoarei. Am inclus în campania de toamnă, printre altele, sensurile giratorii de pe holdelor, antenei Grigore Alexandrescu, Babadochia și Consiliul Europei, dar și bulevarde Tache Ionescu, Buziașului și circumvalațiunii. În total, aproape 2600 de arbori. Finalizăm și bulevardul Vidrighin cu plantarea a 900 de copaci, transmite Lațcăuche.